pentru o afacere de succes? Mută online operațiunile zilnice ale afacerii tale cu Alpha Professional, indiferent de volumul de activitate desfășurat. Avem 3 noi pachete de cont curent destinate PFA, profesiilor liberale, întreprinderilor individuale și familiale. Vino la Alpha Bank și alege unul dintre pachetele Alpha Professional. Sau intră pe alphabank.ro și aplică online. Alpha Bank. Evoluăm împreună. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Simți că faci ceva greșit, dar nu știi ce? Hai și tu în rețeaua Smart Bill alături de peste 50.000 de antreprenori. Clienții Smart Bill sunt conectați și își transferă automat documente, cum ar fi facturi sau NIR-uri. Adio muncă manuală, adio greșeli și timp pierdut. Smart Bill, parte din echipa ta. Îți facem cunoștință cu o blondă seducătoare. Ai văzut ce forme are tipa? Arată bine și de la spate. Se îmbracă doar în roșu și are limbaj licențios. Îți face cu ochiul și îți dezvăluie secretul ei. E bun rău la gust. Tenere, gluma-i glumă, bere-i bere.
Bun găsit la ediția cu numărul 473 a dezbaterilor juridice. Numele meu este Andreea Secu, sunt avocat în Baroul București și am onoarea și deosebită plăcere în această seară de a discuta despre un subiect care e cel puțin la fel de fierbinte ca și vremea de afară, desfințarea cursurilor neautorizate. Îi am alături de mine în această seară, în ordine alfabetică, pe doamna avocat Ramona Bârlog, managing associate la Firon Barnier. Bună seara, Ramona! Doamna avocat Ștefania Măciuceanu, avocat titular al cabinetului individual cu același nume. Bună seara. Bună, Ștefania! Bună seara! Domnul avocat conferențiar universitar dr. Ovidiu Podaru de la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Domnul judecător Liviu Ungur, vicepreședintele Curții de Apel Cluj-Napoca. Bună seara! Bună seara! Vicepreședintele Curții de Apel Cluj. Bună seara, bine v-am găsit. Da, aceasta este denumirea oficială. Vă mulțumesc în numele întregii echipe că ați acceptat invitația de a participa în această seară alături de noi la această dezbatere și de a vă rupe din puținul timp liber pe care îl aveți. În primul rând, înainte de a intra în tematica dezbaterii, aș vrea să-l întreb pe domnul profesor Podaru când vor apărea primele trei volume ale lucrării domniei sale, dreptul amenajării teritoriale, al urbanismului și al construirii. Acum să vă dau un răspuns sincer sau realist sau nu știu, mă strădui. Care vreau să auzim cu toții, cât mai repede. Deci eu ce pot să vă spun este că sper ca începând de la anul să înceapă să apară. Anul ăsta nu, pentru că am alte planuri editoriale și sunt care sunt mai urgente din perspectiva studenților, dar deja am lucrat la o parte din materia care e pe volumele celelalte și doar că n-am reușit cu niciunul să ajung la capăt. Acum însă dacă o să apară un nou cod al urbanismului, adică primul cod al urbanismului, atunci va fi mai greu pentru că practic trebuie luate lucrurile de la zero. Și rămâne să vedem cum dacă o să fie. Dacă nu, cod va încorpora ce e deja reglementat în legea 50 și în legea 350, cum s-a întâmplat și cu codul administrativ. Da, asta e adevărat. Dacă se întâmplă așa, atunci s-a schimbat de fapt denumirea și asta este muncă degeaba, dacă mă întrebați pe mine, pentru că cele două legi sunt atât de eliptice pe alocuri încât foarte greu putem spune. Peste tot eu am simțit nevoia să propun ceva de lege ferenda, ceea ce nu se întâmplă neapărat tot timpul în drept administrativ, pentru că pur și simplu reglementări care să... să conțină o soluție măcar orientativă pentru o grămadă de probleme lipsesc. Și atunci sau sunt reglementări paralele care se contrazic între ele, problemele da, sunt asta adevărat. Da, așa este. Să structurăm puțin tematica dezbaterii, aș începe cu o scurtă introducere a subiectului. Desființarea construcțiilor neautorizate apare atunci când nu e vorba de un act voluntar al proprietarului, apare în principal în trei situații: ca forma răspunderii civile, ca forma răspunderii contravenționale și ca forma răspunderii penale. Ca forma răspunderii civile, în principal, premisele antamării răspunderii civile sunt fie construirea fără drept pe terenul care aparține altuia, fie încălcarea limitelor legale sau convenționale dreptului de proprietate, fie încălcarea unor norme speciale, cum este ordinul Ministrului Sănătății privind însorirea. Și o să las pe doamna Ștefania Mânciuceanu să dezvolte puțin ideea desfințării construcției ca formă a răspunderii civile, inclusiv din perspectiva petitului cerii de chemare în instanță, cine este interesat să formuleze un astfel de petit, cum se va despune desfințarea construcției în acest caz. Bună seara încă o dată și aș dori să mulțumesc organizatorilor pentru invitația de a participa la această dezbatere cu un titlu foarte interesant. În cele ce urmează voi încerca să fiu destul de succintă pentru că materia este destul de voluminoasă și cred că avem doar o oră la dispoziție. Și voi puncta câteva aspecte esențiale în ceea ce privește desfințarea construcțiilor ca forma răspunderii civile delictuale contractuale. În ceea ce privește prima premisă, astfel cum aceasta este reglementată de dispozițiile articolului 582 alineatul 1 litera B din Codul Civil, desfințarea construcțiilor poate interveni în ipoteza în care pe terenul altuia, curea credință,
se construiește. Autorul acestor lucrări este de rea credință atunci când el știe că imobilul asupra căruia și imobilul, când ne referim, când vorbim despre imobil, ne referim la teren, știe că acel imobil asupra căruia sunt efectuate construcțiile nu este în proprietatea sa, ori el nu este titularul unui alt drept real care să permită efectuarea acestor constructe. În aceste condiții, lucrarea va putea fi desființată cu respectarea dispozițiilor legale în materie, care în prezent sunt cele din legea 50/1991. Astfel că în aceste condiții va trebui să fie obținută o autorizație administrativă de desființare a lucrării. Cheltuielile în ceea ce privește desființarea lucrării vor fi în sarcina autorului care a efectuat aceste lucrări, autor care la rândul său va putea fi obligat și la acoperirea unor prejudicii cauzate proprietarului imobilului, inclusiv cu privire la o eventuală lipsă de folosință în ceea ce privește terenul. Pe de altă parte, așa cum antama Andreea, există și ipoteza desființarea construcțiilor în cazul nerespectării limitelor legale a drepturilor de proprietate, astfel cum ele sunt prevăzute la dispozițiile articolului 602 până la 625 din Codul Civil. În plus, față de acestea, articolul 630 mai reglementează o situație ce privesc limitele judiciare ale exercitării dreptului de proprietate, care alcătuiesc o importantă categorie de limite judiciare distincte de cele legale și de cele convenționale. Caracteristica principală a acestor limite constă în faptul că ele se stabilesc și se constată prin hotărâri de către instanța de judecată competentă, nefiind prevăzute în mod expres în vreun text de lege sau instituite prin convenții. Astfel că, dacă proprietarul cauzează prin exercitarea dreptului său inconveniente mai mari decât cele normale în relațiile de vecinătate, instanța de judecată va putea, din considerente de echitate, să-l oblige la despăgubiri în folosul celui pe care îl vatămă, precum și la stabilirea situației anterioare atunci când acest lucru este posibil. Din economia dispozițiilor articolului 630 alineatul 1 și 2 rezultă cu claritate că instanța de judecată este suverană de a stabili și hotărâ felul și modalitatea de reparare a prejudiciului în funcție de gradul și gravitatea depășirii acestor inconveniente normale ale vecinătății. Instanța... Dacă ne întoarcem puțin la accesiunea imobiliară artificială, în raport de ce spuneai anterior, că cum se apreciază buna sau reaua credință în cazul construcției. Revin imediat, că am sărit puțin, am vrut doar să enumăr care sunt situațiile permisele. Știu ce vreau să te întreb, presupun că anticipez întrebarea. Da, voi reveni la definirea constructor de bună credință, constructor de rea credință. Ceea ce aș vrea să mai punctez apropo la această formă de răspundere, care până la urmă este o formă atipică, diferită și de răspunderea civilă delictuală și de cea contractuală, mă refer la răspunderea prevăzută la articolul 630, ea poate să aibă o funcție atât reparatorie cât și una preventivă. Instanța va putea să oblige chiar la revenirea situației anterioare și să dispună desființarea construcțiilor în ipoteza în care va aprecia că sunt întrunite condițiile acestui tip de răspundere.
Revenind la premisa de... Ca să continui cu ideea ta, în situația în care instanța dispune pentru o hotărâre judecătorească de sfințarea construcțiilor, ce poate face reclamantul, cel care s-a încuvințat cererea de chemare judecată cu acea hotărâre? Merge la primărie, cere autoritatea de desfințare, cum procedează? Care e procedura în ipoteza ta? Da, reclamantul va putea ulterior să urmeze etapa administrativă în vederea obținerii autorizației de desfințare. Și cum obține? Că imobilul nu e al lui, imobilul e al altcuiva. Cum va obține autorizația de desfințare? Pe numele cui va fi emisă autorizația de desfințare în ipoteza aceasta? Din punctul tău de vedere. Sau al celorlalți invitați, că suntem toți... Va putea fi obținut, depinde de petitul cererii de chemare în judecată. Și voi reveni la acest subiect la momentul în care... Eu m-am hotărât să analizez în ultima parte care sunt soluțiile în care vor putea fi adoptate de către instanța de judecată atunci când suntem într-o astfel de situație. Fie dacă proprietarul terenului va putea exercita dreptul său potestativ în cadrul unei acțiuni în revendicare și el va putea solicita intrarea în stăpânirea terenului și a construcției nefinalizate atât în termenul de prescripție cât și ulterior acestui termen. Totodată, în cadrul acestei acțiuni, el va putea solicita și introducerea în fața autorității publice, ori de câte ori acesta se află în termen pentru a se lua măsuri în sensul desfințării sau menținerii construcției. Solicitarea proprietarului terenului de a fi autorizat să facă el demersuri pentru intrarea în legalitate se va admite numai dacă instanța de judecată nu va dispune desfințarea la solicitarea autorității locale. Dacă însă instanța decide menținerea, nu există niciun temei pentru care să nu admită dreptul proprietarului de a face el însuși pe cheltuiala sa demersurile necesare pentru intrarea în legalitate și înscrierea proprietății sale. Dacă autoritatea locală s-a adresat instanței însă printr-o acțiune îndreptată împotriva constructorului care nu s-a conformat măsurilor stabilite în termenul prevăzut în procesul verbal de contravenție, solicitând fie desfințarea, fie menținerea, proprietarul terenului poate interveni în cauză și la rândul său să pretindă fie demolarea de către constructor pe cheltuiala sa, fie preluarea construcției cu autorizarea de a face el însuși demersuri de a intra în legalitate. Deci aici avem două scenarii diferite. Avem ipoteza în care suntem pe terenul răspunderii civile și avem o acțiune introdusă pe temeiul codului civil, pe încălcarea dreptului de proprietate sau a limitelor dreptului de proprietate, și avem o acțiune paralelă care e introdusă de autoritățile locale. Da. Și acum problema pe care ți-o pui tu este cum facem mic între aceste două acțiuni. Ce se întâmplă, de exemplu, mă întreb pe marginea ideilor pe care ni le-ai spus tu, ce se întâmplă dacă am o soluție de respingere într-o acțiune introdusă, de exemplu, de un vecin căruia i-a fost încălcat de proprietate și am în paralel un litigiu pe rol introdus de primăria locală pentru că de organele de control ale autorității publice locale pe motiv că s-a edificat respectiva construcție fără autorizație de construire. Există autoritate de lucru judecat în ipoteza asta sau nu? Sunt aspecte diferite care se cercetează în cele două litigii. Nu cred că am înțeles întrebarea. Deci, pot să intervin și eu un pic? Da, sigur, sigur. Nu știu, dar cred că am sărit la alt subiect. Acum nu știu cum să intervin, dacă să o completez pe colega la punctul 1.1 sau să discutăm exact, să începem cu începutul. Cu sfârșitul, pardon. Adică dacă vorbim despre
Ok, o să încerc așa foarte pe scurt să sistematizez ce cred eu. Dacă vorbim despre desființarea construcțiilor ca forma răspunderii civile, delictuale să zicem, în ipotezele în care, pe care le-ați deja expus așa ca premisă, în primul rând eu nu cred că se poate obține desființarea construcției printr-un singur demers, judiciar sau extrajudiciar, ci cel puțin prin două, adică unul care să aibă o natură civilă și unul care să aibă o natură administrativă. De ce? În primul rând, sigur, așa cum și aici nu mai am ce să completez, sigur că reclamantul care se consideră vătămat prin construcția respectivă, indiferent cum a fost ea făcută, dar cu vătămarea unui drept de proprietate în principiu adiacent, să zicem așa, se adresează instanței civile și ca această autoritate judiciară să dispună demolare. Dar întrebarea este ce natură juridică are această hotărâre. Eu am mai scris și în volumul respectiv și în continuare cred asta, că singura natură juridică sau singura consecință juridică a acestei hotărâri este aceea că soluția judiciară suplinește consimțământul proprietarului terenului și al construcției la desființare. Bineînțeles că ăsta, indiferent cât de ilegal a construit, nu vrea să-și desființeze construcția. Și atunci, practic, chiar dacă instanța, în ciuda opoziției părâtului, dispune desființarea, de fapt îi suplinește consimțământul ulterior. Însă, discuția subsecventă, această hotărâre nu are cum să suplinească și o autorizație de desființare. Pentru că instanța nu este inginer, instanța nu este proiectant și așa mai departe. Adică în materia asta a demolărilor sau desființărilor de construcții, bineînțeles că se pot întâmpla foarte multe accidente și nu este important numai să demolezi, ci și cum o faci. Și atunci, bineînțeles că îți trebuie, după ce ai obținut această hotărâre, îți trebuie și autorizație de desființare care îți spune cum sau care etape, tehnic vorbind, trebuie urmate pentru ca desființarea să nu producă accidente și să se facă în mod legal după reglementările legale. Pentru asta, bineînțeles că reclamantul nostru, după ce a obținut hotărârea pronunțată de instanța civilă, se duce frumos și își întocmește dosarul de autorizare. Pe numele lui, bineînțeles, dar sigur, dacă ne uităm la legea 50, o să vedem acolo că una dintre condiții pentru ca să-ți dea autorizație este să justifici un drept real asupra terenului, bineînțeles, sau asupra imobilului pe care vrei să-l modifici sau desfințezi. Cum va apărea în ipoteza asta reclamantul? Va apărea ca un mandatar al titularului dreptului real? Sau nu, va apărea nu, nu, mandatar, este nume propriu cumva. Nume adică, propriu, deși el nu e titularul real. Nu, reclamantul își face propriul dosar. Și acolo când, păi n-are drept real, dar hotărârea judecătorească substituie titlul real. În sensul că lui se permite în mod excepțional lucrul ăsta și dacă vă mai uitați după aia în materia executării silite, dar ăsta e în pasul următor în momentul în care se ajunge la executarea silită, oricum instanța poate să încuvințeze și să-l autorizeze pe creditor, pentru că este un creditor, să execute această, să zic, lucrare de desființare pe cheltuiala și în numele debitorului său. Adică, sigur, aici n-aș vrea să intrăm în toate detaliile de procedură, pentru că este foarte complicat, din păcate, raportat la faptul că trebuie pur și simplu să iei text cu text și să combini o grămadă de reglementări, începând cu legea 50, cu codul civil, cu codul de procedură civilă, ca să ajungi la o soluție. Acum, eu am metalat această soluție pe multe pagini și am vrut să spun doar esența, în sensul că, pe de o parte, avem partea civilă care se judecă după regulile civile la instanța civilă, care poate să fie, nu știu, judecătoria sau tribunalul, cred, în funcție de valoarea litigiului, iar după ce obține hotărârea asta, începe demersurile administrative pentru a obține o autorizație de desființare. Și, repet, după părerea mea, eu am avut și în practică o singură situație în care reclamantul a fost hotărât și a dus la bun sfârșit
o operațiune de desființare și pe numele lui au obținut în municipiul Cluj-Napoca toate autorizațiile, dar cu hotărâri judecătorești și una de contencios, apropo de ce o să discutăm, și apoi după aia și una în faza executării silite în care instanța l-a autorizat să execute obligația pe cheltuiala debitorului. Și asta a fost. Până la urmă, deci, totul deci, s-a redus. Deci, se referă la titularul unui drept real, dumneavoastră spuneți că, practic, hotărârea judecătorească substituie această cerință. Da, și așa cred. Exact. Ar fi bine, sigur, să avem, ar fi foarte bine dacă am avea niște texte exprese în sensul ăsta, dar cum nu avem, ne folosim de ceea ce putem. Dacă mi-e interpretare. Două cuvinte, doamna Secu, dacă mă îngăduiți să intervin și eu puțin. Sigur. Ne vom da seama astăzi, în urma acestei dezbateri, dacă cumva nu ne-am dat seama până acum, că e nevoie de o codificare amplă în ceea ce privește acest domeniu, aș zice, delicat. Putem folosi câte metafore dorim. Noi am pornit de la metafora folosită de domnul profesor, un deznodământ nefericit, dar putem găsi și alte metafore care să sublinieze dificultatea din punct de vedere tehnic și juridic a unei astfel de măsuri. Vedeți, noi aici